Omul ăsta din imagine este locotenent general maxim nivel militar la Forța Aeriană a Statelor Unite. Tocmai s-a pensionat omul, are o carieră militară extraordinară, fantastică și când a dat o conferință la Hillsdale College în Statele Unite ale Americii a spus practic, vă spun rezumatul, am văzut interviu în limba engleză, nu știu dacă este în limba română, dar nu mă interesează pentru că dacă deja îl vezi în limba engleză și înțelegi mai engleză, el înțelegi, dar vă spun rezumatul. Deci rezumatul a fost că a spus clar că pământul se vede ca și un cerc de sus, ca și un crater și că se vede apele oceanelor care se da uh, dau în crater, deci se, se împing în crater, cum mai mult, deci se, se lovesc de, de, zidul de gheață și că se poate ieși pe la, uh, din crater, dacă nu știți, ieșirea este pe la Antarctica, între Antarctica și America Sud, de Sud, la pilarii lui Hercule, acolo se iese la oceanele dincolo. După cum știți, luna este reflexia Pământului și luna, harta lunară care ne-a arătat-o NASA, este fapt, NASA spune niște adevăruri extraordinare, dar le amestecă cu foarte multă minciună a misiunile Apollo și misiunile lunare care au fost și cu NASA și cu Statele Unite și cu Sovietici și așa mai departe sunt adevărate, dar de fapt au trimis sondele pe Pământ, deci pe Pământul Uriaș. Noi suntem un crater care cică este craterul Sulpicius Galus M și a spus uh, militarul ăsta că deep space is water, adică în engleză spune că spațiul profund este apă și NASA a spus acum cât, câteva luni că uh, de fapt Universul este un ocean de ape. Deci tot timpul ne spun că acolo este multă apă, că este multă apă, numai că Bacian ne dă imaginea cum că este Universul ăsta, spațiu întunecat, unde se iese pe deasupra, pe sus cu planetele sferice care se învârtesc. Când de fapt se iese pe aici, pe uh, pe la Antarctica, pentru că este zidul de gheață, știți, este pe la Antarctica, este o ieșire și acolo ieși pe la ocean și vezi harta lunară și vezi că noi ne aflăm de fapt, ne aflăm de fapt în Mare Serenitate, care este Maria Serena sau Maria, Maria Serena, da? pentru că lângă Marea Serena este Marea Tranquilitate, care este Maria Liniștită și este o grămadă de pământ și alte cratere și acolo se află și Marte și Jupiter și Venus și celelalte și alte planete care de fapt sunt Uh, nu sunt planete, ci sunt uh, cratere și am mai spus clar că este nevoie de o forță spațială, dar tot timpul spune că spațiul este apă, spațiul este apă și că să ne închipuim, azi și un exemplu, de fapt când vorbea la Hill de College, a spus că închipuiți-vă că vă aflați în Miami, în Florida, în Statele Unite și vă uitați în larg pe mare. Ei, pentru noi largul acela este spațiu. Deci spații ne-a spus clar că trăim undeva într-un crater și că suntem la margine și dacă ești la margine, la malul craterului, te uiți în depărtare și este oceanul mare și acolo găsești, te întâlnești cu alte ființe și alte extraterestre și așa mai departe, pentru că chiar și uh, președintele Uniunii Europene în 2016, pe care a fost încea Juncker, a spus că el a fost la întâlniri cu uh, lideri ai altor planete. A spus clar, deci așa se spune în limba franceză și evident planetele respective nu sunt planete sferice și sunt planetele care sunt și alte cratere și uh, filmele, de fapt, arată adevărul, ca de obicei, cum că suntem aici prizonieri într-un în un zi de gheață. Am mai spus Cvast uh, că Antarctica și la fel cum a spus și Richard Bird, că de fapt știți că hărțile care le avem la școală nu sunt hărțile adevărate, pentru că harta Peterson, de fapt, arată adevărata formă și mărime a continentelor, sau a... nu sunt de fapt continente, dar cum știți, cum le înțelegem, Africa este de 50 de ori mai mare decât Groenlanda. Deci, ca să vă închipuiți câtă minciună este pe hărțile oficiale de la școli, care nu ne dă voie să învățăm hărți pe hărțile adevărate pentru că este interzis, asta este, asta este știința și cultura, nu doar în România, ci în Statele Unite și în China și în Rusia și în Noua Zeelandă și în tot, peste tot, în pământul ăsta. Și atunci, da, a spus că, a, că Antarctica este de trei ori cât Africa, deci uitați-vă să vedeți cât este Africa de mare cu adevărat, nu pe hărțile care le... căutați harta lui, Peter, lui Peterson și... Um, da, este trei mai decât Africa și este multă apă și este mult pământ și multe resurse și foarte mult și foarte mult, dar deci, ca să vedeți că se spune adevărul în acadevăr, se spune așa într-un fel, se spune prin filme și prin seriale și prin declarații private sau mai Puțin publice ale militarilor, și așa mai departe. Deci, și acum știm că, de fapt, misiunile spațiale lunare există, dar nu cum spun ei că merg deasupra și străbat văzduhul, ci ei. De aceea și transbordă navele lor, care ale americanilor, care, când ieșeau, până la urmă mergeau orizontal. Și mergeau orizontal pentru că ieșeau. Deci, mergeau deasupra apei, cum ar veni, și ieșeau peste, dincolo de pilarii lui, de stâlpii lui Hercule, care se află. În Antarctica. Așa că a spus și ăsta, marele general locotenent, a mai spus că teletransportul este posibil, cum ați văzut în Star Trek, în Star Wars sau în Dragon Ball Z, când Goku se, teleportează, se teletransportează, deci există, a spus că este posibil ca să teletransportezi oameni oriunde pe Pământ în maxim o oră. Deci cum am spus, evident că acum oamenii o să spună că ai țignit-o, că te-ai drogat, că așa mai departe, că așa sunt oamenii ăștia care cu stilul lor primitiv. Se miră de ce ăștia când spune Vaticanul, când spune și alții, când spun că omenia nu este pregătită, pe numai nu mai este pregătită, adică eu fac un video și spun că este așa și oamenii o fac nebun, mă închipuiți că le a spune oamenilor adevărul adevărat, cu adevărat, 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 că ceea ce v-am spus până acum, și oamenii au la o raznă, a spune gata, nu mai are rost să trăiești pentru că suntem niște microbi aici într-un crater și că nu există rai și iată și mai departe. Deci trebuie, un, trebuie, să fie oamenii ținuți de coaie, înțelegi? mai că nu, ar fi fain dacă ar fi ținuți de coaie într-un mod mai diferit, nu în modul ăsta în care ne ținește cu în modul actual. Dar cine sunt eu să decid, pentru că până la urmă și eu sunt o victimă ca tot restul omenirii. În fine, să văd că a plăcut și ne vedem în următorul video cu mai multe chestii interesante. Mă bucur că militarul ăsta, cu asta, a spus de fapt adevărul absolut în fața oamenilor și a spus clar. Deci a spus clar că închipuiți-vă că ne aflăm în Miami și ne uităm în, 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 în larg, ăla este spațiu. Deci spațiu, de fapt, este uriașul ăsta, pământ plat, cum ar veni, care este, iește aici din, din craterul ăsta și ai pământ și apă și pământ și apă și alte țări și regate și continente și imperii și la fel cum arată în, în filmele science fiction, în filmele știință-ficțiune. Atât, ne vedem în următorul video cu mai multe chestii interesante ca de obicei despre lumea în care trăim și despre chestiile faine care nu apar în niciun alt loc pentru că nu sunt interesante ca să fie știute de către toată lumea sau pur și simplu este, adică mai bine spus sunt spuse și lăsate public, dar doar cine are chef ca să accepte că ca să accepte pentru că în general oamenii nu acceptă și gata.